Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. În cadrul emisiunii de astăzi veți putea urmări un material mai amplu despre starea agriculturii românești și acelei brăilene îndeosebi, așa cum a fost ea prezentată fermierilor și reprezentanților celor mai importante organizații agricole din Brăila, de factori de decizie local, precum și preocupările de la nivel central pentru revitalizarea agriculturii atât de greu încercate în ultima perioadă. Consiliul Județean Brăila a organizat de mai multe ori întâlniri cu fermierii, ultima, cea mai recentă, a fost organizată la Casa Tineretului, unde s-a discutat principalele probleme cu care se confruntă agricultura brăileană și s-a încercat găsirea unor soluții, poate cele mai bune soluții pentru ieșirea din impas. Principalele teme abordate de organizatori au vizat înființarea cooperativei agricole, irigațiile, stațiunea de cercetare-dezvoltare, legumicultura, certificarea semințelor, studiile pedologice, studiile culturilor irigate și tariful unic la apă, care ar trebui să fie situat undeva la 50 de lei, așa cum se pornește în prezent la treapta întâi. Acesta este un proiect recent al Consiliului Județean pe care încearcă să-l impună la nivel național. De la Direcția Agricolă au venit vești bune. Directorul Traian Cișmaș susține că la nivelul județului agricultorii au înțeles necesitatea deținerii utilajelor agricole moderne și acest lucru duce la culturi foarte bune. În schimb, probleme par a fi la Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice, unde studiile necesare agricultorilor se fac destul de greu și în loc să ajungă la agricultori imediat după realizarea lor, merg la minister. Între timp, trebuie să evaluate și verificate, iar în cele din urmă, când ajung la agricultori, acestea își depășesc, practic, perioada de valabilitate de 10 ani și trebuie să reluate. Dacă alte județe se confruntă cu probleme în ceea ce privește irigațiile, la noi lucrurile s-au mai clarificat un pic, asta dacă este să ne uităm pe statisticile celor de la îmbunătățiri funciare. Urmăriți în continuare declarațiile factorilor implicați și primele propuneri pentru o mai bună desfășurare a activității. Ne-am fi dorit o reprezentare mai bogată în ceea ce privește ministerele. Sperăm să facem față întrebărilor și dezbatere cu dumneavoastră. Suntem bucuroși că au venit cei care sunt aplicați pe munca curentă în ceea ce privește problemele agriculturii. Avem prezenți aici parlamentari, doamna prefect Mihaela Marcu și cei din deconcertate pe care i-am invitat și au avut amabilitatea să vină și eventual să răspundă întrebărilor pe care dumneavoastră le aveți de ridicat. Am avut miercuri o discuție cu structurile asociative și cu cei care sunt interesați de acest subiect care se numește agricultură și noi sperăm ca din dezbaterea de astăzi, împreună cu dumneavoastră, să găsim cele mai bune soluții pentru agricultura din județul Brăila. Ca teme de dezbatere, avem stimularea producției agricole integrate în vederea valorificării superioare a acestuia, sprijinirea fermierilor pentru obținerea semințelor selecționate și a materialului săditor, gestionarea programului de dezvoltare, cercetare, inovare în agricultură de către autorități de funcție locale, în colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sisești, utilizarea eficientă a sistemului de irigații, încurajarea parteneriatului instituțional între autoritățile publice și producătorii agricoli în scopul dezvoltării producției agricole în sistem integrat, asigurarea necesară de semințe certificate din soiuri autohtone la culturile de bază și legume destinate producătorilor din fermele agricole, stimularea înființării formelor asociative în agricultură pentru valorificarea producției vegetale și animale, sprijinirea fermierilor pentru producția ecologică, finanțarea producției agricole în sistem integrat și prin promovarea de proiecte cu finanțare internă și internațională. Astea sunt doar o parte din temele care noi ne-am gândit că astăzi să le aducem în dezbatere cu dumneavoastră. Puteți să adăuga și alte teme. Puteți vorbi și despre probleme curente cu care dumneavoastră vă întâlniți astăzi în județul Brăila legate de agricultură și sigur că orice lucru care este susținut cu argumente logice este binevenit. Județul Brăila este situat în zona de sud-est a României, este o zonă de câmpie și are o întindere pe o suprafață de peste 4.766,77 km pătrați. Dați slide-ul, măi. Adică trece timpul, să știi. Avem o climă de stepă aridă și mai aridă, cu
veri lungi și secetoase, precum și un regim pluviometric sărat sub 450 de mm anual. În slide-ul acesta avem distribuția terenurilor agricole pe clase de calitate și după cum puteți observa, din totalul terenului agricol de peste 387.000 de hectare, calitatea a doua și a treia are cea mai mare întindere ca și suprafață din această, aceste hectare, ceea ce duce pe bună dreptate ca să vorbim și să spunem că județul Brăila este un județ agricol. Aici avem o dinamică a terenurilor pe forme de proprietate, precum și pe categorii de folosință. Se observă că, și este normal, ca forma de proprietate privată, procentul cel mai mare, 92,7, precum și ca și dinamică de terenul, cum spuneam, avem pe categorii de folosință, unde este terenul agricol. Și ca și o dovadă, dacă vreți, la nivelul județului Brăila, de aceea probabil există și cea mai mare exploatație la nivel de Uniunea Europeană, și anume în insula Mare a Brăilei. Aici se poate observa că atât în mediul urban, cât și în mediul rural, avem agricultori și lucrători în agricultură, o populație destul de însemnată. Avem de asemenea suprafața agricolă a județului pe categorii de folosință, unde de asemenea se observă că Aradiul de departe cuprinde cea mai mare suprafață la nivelul județului Brăila. Referitor la mecanizarea agriculturii, putem spune că dotarea optimă cu tractoare și mașini agricole constituie o importantă decizie pentru exploatațiile agricole și societățile specializate în servicii de mecanizare, pentru efectuarea ansamblului de lucrări agricole, la termenele de calitate cerute de tehnologia fiecărei culturi. Aici aș vrea să fac o paranteză și să spun că la nivelul județului Brăila producătorii au dotarea necesară pentru a executa o tehnologie înaltă. Sigur, pe lângă genetica avansată pe care trebuie să o folosească și în acest sens cred că de aceea și la nivelul județului Brăila putem spune că avem cu mult suprafață pe exploatație mai mare pe media pe țară. Și anume, la nivelul județului Brăila, vorbim ca suprafață pe exploatație de peste 20 de hectare. Ceea ce ne dă posibilitatea, într-adevăr, cum spuneam, să aplicăm o agricultură cu o tehnologie avansată și genetică pe măsură. Format în timp în zona de contact între cele patru geosfere, solul reprezintă sursa principală de obținere a celor mai importante produse agroalimentare necesare vieții. Asemenea, multor produse naturale și energetice, solul nu este inepuizabil. De aceea, omul, în toate demersurile întreprinse în domeniul agriculturii, trebuie să țină cont de acest amănunt deosebit de important și pe baza cunoașterii aprofundate, să ia toate măsurile necesare protejării, conservării și optimizării calității în factorului mediu sol. În sensul celor arătate mai sus. Vorbiți mai aproape de microfon, mai rar, și spuneți ideile principale. Activitatea OSPA Brăila are ca obiectiv principal cunoașterea aprofundată a mediului de sol sub toate aspectele ce îl caracterizează, morfologice, fizice și chimice. Funcționând în sediu propriu din 1978, OSPA Brăila execută în conformitate cu metodologia elaborării studiilor pedologice și a Ordinului 278 în 2011, studii pedologice și de monitare, studii agroeconomice, studii speciale pentru lucrările de îmbunătățiri funciare, schimburi de folosință și în pădure și o gamă largă de analize pentru îngrășăminte, erbicide, pesticide și ape de irigație. În toate studiile efectuate de noi, după caracterizarea completă a factorului mediu-sol, există capitole care se referă la acțiunile ce trebuie să respectate de fiecare deținător de pământ în vederea protejării și conservării solului. Studiile agrochimice stabilesc rețetele ce trebuie urmate în vederea fertilizării terenului în condiții de maximă eficiență productivă și economică. Pentru studiile pedologice și de monitare, perioada de valabilitate este de 10 ani, iar pentru cele agrochimice de 4 ani. Pe calcul aveți situația studiilor efectuate de OSPA în perioada 2002-2013. Am finalizat 25 de studii pedologice și de agrochimice cu o suprafață totală de 197.645 de hectare, reprezentând 25 de OAT-uri cu aproximativ 64% din totalul agricol, cele colorate cu galben. În curs de execuție mai avem 7 studii, consumând 52.506 hectare, cele colorate cu albastru. Anterior anului 2002, cele colorate
verde. S-au efectuat studii pe o suprafață de 46.056 hectare, iar pentru 2013, Ostaș a propus să realizeze studii pe 5 UAT-uri cu o suprafață de aproximativ 28.100 de hectare, cam 7,5% din totalul agricol, cele colorate cu roz. În paralel cu aceste studii, OSPA a efectuat în primul semestru al anului 2013 și studii agrochimice pentru diversi beneficiari, pentru înființarea de vii și livezi, cât și pentru cultura plantelor cerealiere, cât și pentru accesarea fondurilor europene. Suprafața acestor studii este de 3.431 hectare. Profit de prezența producătorilor agricoli din sală și invit ca de câte ori au nevoie să vină la OSPA în vederea efectuării de studii agrochimice și pedologice, pentru că numai în acest fel se pot obține recolte foarte bune. Noi, ca și irigații, avem amenajat în județul Doi la 357.000 hectare 600. Se mai pot iriga la această dată 260.000 hectare. Dați-vă, persoane. La nivel de județ sunt înființate 106 organizații a utilizatorilor de apă. Suprafața pe care lucrează acești utilizatori sunt de 210.000 hectare. Mai sunt în curs de înființare încă 10 organizații pe diferite stadii. ANIF București și Minister, depuse documentații, urmând a primi amenajare. Pentru anul trecut, deci noi am irigat în 2013, am avut contractat o suprafață de 103.000 hectare, s-au irigat 103.000 hectare, spun suprafața irigată, suprafața rotată e 250.000 hectare. Pentru anul ăsta, s-au contractat 125.000 hectare, asta datorită și ordonanței 22, apărută în 2013, prin care ANIF-ul suportă ceva cheltuieli pentru proba tehnologică și, dacă vreți, verificarea capacității de transport. Mai pe direct, umplerea rețelei de canale cu apă. Prima umplere. Prima umplere. Deci, datorită acestor donații, suprafața a crescut de la 103.000 la 125.000. Și încă mai avem contracte în curs de cei care sunt neasociați. Deci, la nivel de anul ăsta, s-au irigat până acum 160.000 hectare, suprafața odată e puțin mai mare, pentru că suntem și la udarea a doua, udarea a treia. Ca principale culturi irigate, predomină cultura de grâu, rapiță, au început și partea de pământ după care au venit ploile, am irigat și ceva furaje, legume și tot așa mai departe, până la 60.000 hectare. Ca și dacă vedeți cum lucrăm noi în județ, suntem organizați în două unități de administrare, una cu sediul la Cazasu, se cheamă Brăila Nord, una cu sediul la Spirul Alep, Brăila Sud. Județul Brăila are un avantaj mai mare decât alte județe. Noi avem apă la Nord, avem Siletul, ca și debit de apă din Silet putem capta undeva la 40 metri cu pe secundă. În schimb, avem Dunărea, care ne ajută. Din Dunăre putem capta undeva la 240-270 metri cu pe secundă. Deci, avantajul Brăilei. Avem și Buzău, tot în partea de nord a județului, dar de acolo putem capta undeva de până 7 metri pe secundă. Deci, cam astea sunt. Noi, ca și ANIF, ne preocupăm. Avem aici pe un slide și ce facem pentru investiții. Vrem să reabilităm, să modernizăm, să reducem pierdere, pentru că să reducem cât mai mult costul. O radiografie a agriculturii moderne sau cel puțin a uneia profitabile a prezentat chiar responsabilul de la insula Marea Brăilei. Potrivit acestuia, una dintre problemele cu care se confruntă România la momentul actual este producția medie realizată, care este mult mai mică comparativ cu media europeană. Deși mai toți cei prezenți care au luat cuvântul au accentuat faptul că județul Brăila are un potențial enorm pe agricultură, Lucian Buzdugan susține că în ultima perioadă fermierii noștri s-au axat pe culturi care nu sunt cu tradiție și ar trebui să ne întoarcem la culturile tradiționale, iar pentru realizarea acestui lucru trebuie făcute câteva schimbări, inclusiv de mentalitate. Practic, o agricultură performantă se face cu utilaje moderne, cu soluții practice și cu foarte multă muncă. Haideți să urmărim în continuare punctul de vedere al celui care exploatează cea mai mare suprafață de pământ din județul Brăila. Parcă niciunde nu se potrivește mai mult ca la Brăila, sau mai bine zis, în județul Brăila, să se supună dezbaterii o astfel de temă legată de viitorul agriculturii. Această problemă complexă, care presupune cunoașterea precisă a resurselor de care noi dispunem, de valorile umane pe care le avem,
precum și de tradiția și experiența județului Brăila, pusă într-o realitate care uneori poate fi chiar dureroasă, dar trebuie să o cunoaștem, că numai așa putem merge mai departe. Astăzi ne dă nouă producătorilor agricoli o speranță că începem și demarăm o activitate de punere în valoare a uneia din cele mai importante resurse ale României și anume aceea agricole. Eu aș vrea să fiu bineînțeles că mă refer la o mare șansă pe care o are agricultura astăzi, profitând de lipsa sau de criza alimentară în care ne aflăm când pe mapa mond un miliard de oameni sunt subnutriți și vreo 2 miliarde malnutriți. România și județul Brăila are astăzi un teren, un pământ pe care, de care ne facem să fim invidioși de partea multora, chiar din țările europene. Pământ care este valoros prin întindere și prin calitate. Dar în aceste condiții, totuși, mai avem zone încă necultivate. E adevărat că în ultimul timp situația economică internațională și cea a României au făcut ca o mare parte din aceste terenuri să fie atrase. Faptul că încă avem zone necultivate nu este bine. De asemenea, o altă rezervă extraordinară reprezintă producțiile medii. Ați văzut în prezentare, deși județul Brăila este printre fruntașii țării, producțiile medii pe care le realizăm la această dată în România sunt foarte mici, undeva la jumătatea celor din Uniunea Europeană. Dacă noi, într-un timp scurt, am dubla ceea ce realizăm astăzi și, și acest lucru s-ar face foarte ușor, am avea un disponibil pentru export de cel puțin 10 milioane de tone. Avem de asemenea șansa de a cultiva o cultură mai puțin uzitată în ultimul timp și care parcă în mod special renunțăm la ea, parcă ne vrem singuri răul și anume am redus cultura soiei. O cultură minunată despre care voi vorbi, dar puțin mai târziu. Avem oameni harnici, pricepuți, specialiști foarte buni și chiar muncitori foarte buni, dar care muncesc ogoarele altor țări, în timp ce ar putea să facă acest lucru la noi în țară. Județul Brăila, prin Bărăganul său, prin Insula Mare, are poate cel mai mare potențial agricol, care trebuie să recunoaștem, nu este astăzi suficient de bine exploatat, nu produce ceea ce ar trebui să producă și vreau aici să spun că ne-am masat foarte tare pe cultura cerealelor și mai puțin pe legume, ne-am masat mai puțin pe carne, pe lapte, ceea ce făceam cu mult succes cu câtva timp în urmă. Ce ar trebui făcut? Din punctul meu de vedere, cred că prima acțiune o reprezintă reabilitarea sistemelor de irigat și punerea în funcțiune a ceea ce avem la această dată, avem creat și cu fonduri puține poate fi realizat. Cu o singură condiție. Să schimbăm conceptul acela al marilor exploatații, pentru că sistemele vechi de irigație au fost făcute pentru marile exploatații și nu pentru micile exploatații. Ați auzit, media e de 20 de hectare. De altfel, cineva întreba de ce din 3 milioane astăzi nu irigăm decât 200.000 de hectare. Sau ne propusesem să irigăm 600.000 de hectare. Probabil se vor realiza anul acesta. De ce nu facem treabă? Pentru că nu avem pe ce ne cala. Adică nu avem baza de la care pe care să lucrăm. Sistemele vechi nu răspund cerințelor sistemelor mici și atunci conceptul trebuie schimbat în sensul că transportul apei la solă trebuie să fie o acțiune, o treabă de infrastructură a țării noastre, să găsim investitori care să ne asigure treaba aceasta, iar fermierul să plătească la valoarea care o are apa de irigat acolo, dată la contor, așa cum cere Uniunea Europeană, ca toată apa să fie contorizată și dată cu plată, pentru că numai în felul ăsta vom face economie la apă, numai în felul, pentru că următoarea criză care va fi criza
ape, de care noi trebuie să avem treabă foarte bună. Brăila stă bine în prezent la certificarea semințelor, iar acest lucru trebuie continuat și chiar dezvoltat, lucru care de altfel se află și pe agenda autorităților locale, care își doresc o stațiune de cercetare în adevăratul sens al cuvântului și pentru care au și făcut demersurile necesare. Planul președintelui Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunastancu, este complex și cuprinde mai multe componente, dar odată aplicat ar putea trezi la piață o ramură de mult uitată a agriculturii. Ideea acestuia este considerată de unii dintre specialiștii în domeniu un plan perfect pentru relansarea agriculturii, lucru pe care l-au și lăsat a se înțelege în cadrul întâlnirii de la Casa Tineretului. Chiar dacă ministrul agriculturii Daniel Constantin nu a putut ajunge la eveniment, ceilalți oaspeți de la nivel central au remarcat faptul că, de la o simplă idee, Brăila a început să facă demersurile necesare și chiar a făcut primii pași în implementarea proiectului ambițios. Haideți să urmărim în continuare declarațiile oficialilor care au răspuns prezent invitației lansate de Consiliul Județean Brăila. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor Brăila este o instituție cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și are ca obiectiv principal de activitate certificarea oficială a calității semințelor. Această certificare se realizează prin mai multe etape, înscrierea la multiplicarea culturilor semințele, inspecția în câmp, controlele prin sondaj în diverse faze ale culturii de recoltare, transport, prelucrare și nu în ultimul rând certificarea în laborator a calității semințelor. La nivelul județului Brăila, producerea de sămânță este o verigă importantă a strategiei de dezvoltare agricolă, ținând cont de faptul că producătorii s-au specializat pe această producere de sămânță. Avem irigații care sunt utilizate în acest domeniu foarte bine, de asemenea utilaje performante care sunt necesare și, nu în ultimul rând, controlul... Ce probleme avem, doamnă, că asta e important. Inspectoratului. Spune ce probleme avem, trebuie să sunt oameniște, sau de ce probleme aveți? Avem 528 de operatori economici, autorizați pentru toate producere, prelucrare și comercializare semințe. Programul de multiplicare a fost în creștere față de anii trecuți, ajungând în anul acesta la 20.000 de hectare de semințe. Și vreau să vă spun că cultura cu cea mai mare pondere este porumbul, care este o cultură foarte greu de realizat și se cultivă în Brăila pe suprafețe de la 500, 300, 700 de hectare pe fermier. La totalul într-un top al județelor, Brăila este pe primul loc ca și producător de sămânță. Avem la porumb, producem jumătate din cantitatea de porumb la nivel de țară. Deci avem 13.000 de hectare de porumb și urmează, mai avem și culturi duble la porumbul de sămânță, după orz, după rapiță. De asemenea, efectuăm, haideți să trecem mai repede puțin ca să nu... Laboratorul este atestat pentru teste de calitate, germinație, care este cea mai importantă, umiditate, puritate, masa 1000 de boabe, și am efectuat în anul de piață 2012-2013 9763 de analize. Am certificat 43.000 de tone de semințe. Dacă vă uitați numai puțin, o să vedeți că am certificat nu mai mult decât este necesar pentru județul Brăila. La porumb și la floarea soarelui am certificat sămânță pentru 500.000 de hectare de semințe. La nivelul județului Brăila s-a înființat 79.000 de hectare, 70.000 de hectare. Ne-am luat, dar ce ne doare problema, dacă vreți, ce ne doare lipsa de personal și este legislația care este... Dar nu dați și răspunsul ăsta sau de răspunsul domnului și de noi, el e ieșit. Am listat deci, un milion... Soluții, bănesc. Un milion de etichete în campania trecută care au fost... Deci un milion de saci au fost, peste un milion de saci au fost certificați. Am avut și ceva activitate de control și cam asta ar fi activitatea, producerea de sămânță, referitoare la producerea de sămânță. Dar ca probleme, Ministerul le cunoaște,
știe despre ce este vorba. Și aș începe prin ce înseamnă stațiunea de cercetare pentru județul Brăila, ce înseamnă pentru Consiliul Județean, instituția pe care astăzi o conduc. Nu mi-a venit ideea, știți că omul când n-are ce face, face ca maimuța, se scarpină până și face rană. Sau orice faptă bună nu rămâne niciodată nepedepsită. Îmi spunea un reporter de televiziune, o să vă mai fac un dosar penal. Păi zic, m-am obișnuit cu el, ce să fac acum? Dacă m-am obișnuit cu el, practic o să îmi lipsească, îmi lipsește ceva din preocupările zilnice. Scopul județului este de a revitaliza atât cât poate și cu surse proprii, ceea ce înseamnă cercetarea în județul Brăila, ea fiind cea care trebuie să livreze, să vegheze la o agricultură modernă în județul Brăila, înspre cooperative agricole de producție, indiferent care sunt ele, pe model european, că nu le-am inventat eu, astfel încât să facem agricultură în cunoștință de cauză și nu după ureche. Eu nu vreau să fac afirmații ce se întâmplă cu stațiunea, cum e problema mea. Problema mea este prezentul și viitorul și nu trecutul. Niciodată nu m-am uitat în trecut, indiferent de activitatea pe care am preluat-o de-a lungul anului, fie în viața privată, fie în viața publică. Am avut o discuție cu domnul Bularda, a venit dumnealui și am avut o discuție cu dumnealui, împreună cu domnul secretar, să găsim cele mai bune soluții, plecând de la ideea că stațiunea de cercetări rămâne cu personalitate juridică proprie, că va face doar cercetare și va face, nu se vor retrage terenurile, deoarece rămân în public, așa cum scrie în ordonanța de urgență, iar retrocederile nu sunt apanajul celor de la Consiliul Județean să facă așa ceva. Mă întreba doamna respectivă că ce garanții dau eu că nu va fi retrocedat. Faptul că e în cercetare doar să fii nebun să încep cu retrocedarea de la stațiunul, de altfel s-a întâmplat, doamna prefect, nu pe timpul noastră, pe timpul altora, în care curtea de la SCA se împărțită în două părți. Ca să ajungi dintr-o parte în alta, trebuie să treci pentru o enclavă care se numește drept de servitute privată sau trebuie să ieși până în câmp ca să ajungi la partea cealaltă. Am mai văzut nebunii, dar asta chiar e o tâmpenie. Deci scopul nostru ca și județ nu-i tâmpenea directului, tâmpenea celor care au făcut retrocedarea. S-au retrocedat 136 de hectare din cel care era lângă stațiunea de cercetări și n-a sărit nimeni de Popov în sus atunci, că s-a luat din terenul de cercetare care era chiar lângă stațiune. Astăzi, unii au probabil niște interese, nu știu ce să spun, ce au. Eu am vrut să clarific acest subiect. Nu se face cercetare fără Academia de Științe Agricole Sisești. Ei vor rămâne în Consiliul de Administrație al stațiunii. Ministerul Agriculturii va rămâne în Consiliul de Administrație, dar dacă nu este, va intra. Nu este scopul nostru ca să luăm pământul sau să dictăm acolo. Mai întreba cineva dacă să lucreze Consiliul Județean pământul. E numai asta nu făceam noi. Pământul va fi lucrat de cei care se pricep. La stațiune vor fi studenți de la Academia, de la secția de agricultură de la Universitatea Dunării de Jos. Probabil că vom face și cu alte universități, fie cea de la Iași, fie cea de la București, cu studenții care vin vara și care trebuie să, să facă practică aici, sau dacă doresc să se transfere aici, că vom trebui să dezvoltăm, mă pare rău că vine doamna Andronescu, mi-a promis că vine, dar n-a ajuns, să discutăm așa cum facem și cu sănătate, unde cu universitățile din Târgu Mureș, din București, din Constanța, din Galați, au semnat protocoale la cererea lor cu Spitalul Județean Brăila pentru ca studenții să facă practică într-un mediu care este propice, inclusiv cercetării. Același lucru trebuie să se întâmple și cu stațiunea. Nu mi-a venit vreo idee. Și important este că Consiliul Județean va fi cel care va fi partener cu Academia, va fi partener cu stațiunea și va pune bani în acest parteneriat pentru cercetare. Cercetarea este, și discutăm, dacă vreți, discutăm de la sămânța autorului, m-a învățat domnul Bularda, până la ce vreți dumneavoastră, dar de prebază 1, 2 și până la bază care este sămânță comercială. Nu cred că stațiunea nu trebuie să rămână un factor principal de a ține standardul sămânței românești sus. Dacă astăzi mi s-a spus că pe greu suntem încă numărul 1 în România, restul suntem la baie. Scuzați-mi expresia.
porumbul a plecat cu geamantanul, cu formele, nu știu care, s-a dus și dus a fost, cu Flara Soare s-a întâmplat la fel, iar astăzi suntem tributari unei dominații care se numește multinaționale. Dorim în continuare să rămânem în acest stadiu? Dorim să reprezentăm o alternativă la ceea ce înseamnă multinaționale? Nu că am eu ceva cu multinaționale. Avem o bancă de date pentru partea genetică la Brăila? Nu. Nu avem în țară decât la Suceava, îmi spunea totul om din domeniu. Nu cumva Brăila înseamnă altceva decât Suceava din punct de vedere al agriculturii? Tot ce mai avem trebuie să plece și asta care ne mai avem. Deci stăm despre legumicultură. De ce va avea următoare componente? Solul sărătoare va fi numărul 1 în continuare pentru stațiune. Avem pentru Brăila, probabil că în parteneriat județul va acoperi costurile, dar ceea ce înseamnă în afara județului, pe bani. Se comandă și se plătește. Discutăm despre cultura mare. În primul rând, în următoarele 3-5 ani de zile, nu vom fi capabili să avem forme parentale la Brăila. Ca un exemplu, așa, mă dau și eu în cunoscător. Nu o să avem, pentru că nu este perioada respectivă. Nu este timp. Acum încercăm să aducem pe vânătorul de la Buzău, sigur că o să-i oferim 3-4-5.000 de euro pe lună, asta e viața. Nu poți să plătești un cercetător cu 12 milioane sau cu 30 de milioane să-ți facă cercetare. Să uităm pe asta. Deci, primul rând, pentru cercetare, dăm locuințe de servici, cum facem și la sănătate, și vorbesc de lucruri care le-am făcut. Nu vorbesc că m-am trezit eu acum și sunt eu vizionat. Nu, lucrul ăsta l-am făcut. Și de la faptul că n-a venit niciun medic la Brăila, azi am stopat angajarea medicilor în Brăila, că avem prea mulți. Am trecut de la cantitate la calitate. Deci problema cercetătorilor trebuie reluată cu ceea ce a mai rămas în România astăzi. Luăm copiii care le dăm burse în anii terminale sau începând cu anul 3 de studii la agronomie și cei care le dăm casă și vin aici găsim contracte de prestări servicii. Vedem cum le îmbrăcăm din vedere legal să vină, să începe cercetarea aici. Vrem, nu vrem, au rezultat câteva aspecte în discuțiile care au fost portate. Noi avem rezultate în domeniul agriculturii la nivelul comunității europene în perioada anului 1965. Deci nu greșim, producția medie la cereale nu depășim 3.000 și ceva de kilograme la hectar, în speță grâu, ors, secară și triticale, față de ceea ce obțin domniile lor, acum și știm cu toții, o Europa peste 6.500, 7.000, 7.500, Franța pe 5.100.000 de hectare și cea mai mare producție, Olanda, 8.400 de kilograme la hectare, adevărat pe o suprafață mică. Am intrat într-o piață liberă, în care operăm cu producții, operăm cu prețuri și este cu totul nefavorabil activității noastre când ieșim cu 3 tone, 3 tone jumătate, în anii cei mai buni s-au realizat 4 tone la grâu, ne costă, trebuie să realizăm 3 tone ca să fim pe zero, la o tehnologie medie. Dacă vrem să obținem profit, trebuie să obținem de la 3 tone și în sus. România are capacitatea de a obține astfel de producții. Din nefericire, după 90, noi am realizat un program care nu ne-a fost benefic, mai ales în domeniul agriculturii. Fragmentarea aceasta pe care am realizat-o, inexplicabil, pentru că una e proprietatea și alta e funcționalitatea și trebuia să explicăm și să realizăm această funcționalitate, ne duce astăzi să operăm cu 3.856.000 de producători, din care 3.825.000 care exploatează o suprafață de până la 2 hectare și 31.000 de producători care operează cu suprafețe de la 100, chiar sub 100, până la 55, cum este insula mare a Brăilei și chiar mai mult, dacă luăm în calcul tot ceea ce exploatați. Așa cum spunea și domnul președinte, trebuie făcută cercetare. Pentru asta
Noi, în cadrul Ministerului Educației, am adus câteva îmbunătățiri referitoare la plata cercetătorilor. Îmbunătățiri din punct de vedere fiscal, în sensul că toate firmele care au activitate de cercetare internă, chiar, vor putea, în urma aprobării documentului respectiv, să deducă 50% din cheltuielile acestea pentru cercetare de la taxele aferente. Până acum, această valoare era 20%. Considerăm că în felul ăsta s-ar putea ca salariile cercetătorilor să fie îmbunătățite. Mai mult, dorim să promovăm o hotărâre de guvern prin care toți cei care participă la programul Național 2 și, bineînțeles, care va trece în programul Național 3, să beneficieze de salarii la nivel european. Ceea ce înseamnă aproape câteva mii de euro pe lună. Bineînțeles, numai din proiectele de cercetare. Prin urmare, condiția sine qua non este să creionăm cât mai multe proiecte de cercetare. În situația dumneavoastră este o problemă complexă, în sensul că un proiect de cercetare este mai greu să obțină rezultate în 2-3 ani. Asta discutam și cu domnul președinte Sinte la Academia de Științe Silvice și Agricole. Un proiect de cercetare în situația noastră poate să dureze și 10 ani până când să se observe un rezultat. Din acest motiv, promovarea cercetătorilor în acest domeniu trebuie făcută cu alte criterii decât sunt în celelalte domenii ale cercetării aplicative. Pentru că altfel, un cercetător ajunge să fie, să aibă gradul 2, abia puțin înainte de pensie, dacă ar fi să o luăm după rezultatele cercetării. Din acest motiv, lucrăm în momentul de față la Consiliul Superior pentru Acreditarea Titlurilor, la criterii speciale pentru cei care fac cercetare în domeniul agriculturii. Eu nu vreau să spun mai mult decât că fondurile destinate cercetării, până în prezent, deși nu sunt foarte mari, totuși, ținând seama că la nivelul național sunt în jur de 15.000 de cercetători, nu se poate spune că sunt totuși foarte reduse. În situația însă în care mai multă lume s-ar apuca să facă cercetare aplicativă, cred că și rezultatele acestea se vor vedea în sume mai mari care revin sub formă de salarii. Prin urmare, tot ceea ce sper eu de la această inițiativă foarte lăudabilă a domnului președinte de înființarea Cooperativei Agricole Spic de Bărăgan este ca să promovăm proiectele de cercetare autohtone legate de agricultura românească. Și de aici decurgând toate consecințele, în primul rând să avem o vizibilitate mai bună, în special în ceea ce privește cercetarea românească agricolă și producția științifică în domeniul respectiv să contribuie la ridicarea nivelului revistelor de specialitate autohtone. Că de fapt asta dorim, să fim și noi cunoscuți cu revistele de cercetare pe care le avem. O spun foarte deschis, îmi doresc ca toți pacienții din România de Consiliul Județean să aibă o astfel de abordare foarte pragmatică, foarte bine fundamentată și foarte bine, nu fac astfel de afirmații, dar astăzi chiar am acest motiv să o fac. Pe de altă parte, că sunt subiecte pe care, la care am asistat, cu toate că nu mă ocup de astfel de domeniu atât de important în România, obiectul meu de activitate pe acest Minister al Fondurilor Europene fiind politica de coeziune special. Desigur, mare parte a alocării financiare pe care România o primește, 21,8 miliarde de euro pentru următoarea perioadă de programare, 2014-2020. Dar și actualul cadru financiar, unde România a primit undeva la 19,2 miliarde de euro. Deci este un domeniu interesant, un domeniu extrem de important pentru România. Nu trebuie să vă spun eu acest lucru, pentru că știți mai bine decât mine. Eu pot să vă spun care ar fi, poate, legătura mea cu acest sector de activitate. Ar fi, poate, două, să spunem, principale. Și anume, prima legătură ar fi că am fost șeful
primei autorități de management pentru planul SAPAR de România, practic, pot să zic că din munțe astea două SAPAR-ul a luat naștere în 2002, în iunie, când cu toată echipa care s-a ocupat la acest program de finanțare. Efectiv, România a fost unul dintre statele care, adevărat, a început puțin mai greu, dar a avut un sistem foarte bine pus la punct. Că după aceea, în timp, în ani, au mai apărut și alte probleme, asta este tipicul nostru, din păcate, acolo unde ceva merge bine, încercăm să mai schimbăm ceva și de multe ori facem într-o direcție într-o mai bună. Și a doua legătură ar fi, probabil că ceea ce are fiecare dintre noi, ca român, dragostea față de pământ și ceea ce acest pământ produce pentru noi. Am avut și eu, personal, și mă probabil și mai am față de acest domeniu, am cultivat chiar flori la socrii în Dumbovița, e adevărat. Nu, a fost o plăcere foarte mare, numai că, din păcate, la acea vreme, 2002-2003, piața nu permitea. Și era foarte greu de supraviețuit pentru un producător, pentru că se pregătea fel de importuri, fel de... Era, cum să spun așa, neloială față de cei din România care produceau, bine, partea asta de floricultură. Veneau tirile foarte bine încărcate, multe flori fără documente, fără acte și era foarte greu să concurezi cu astfel de... sau cu astfel de abordare. Dar trecem la lucrurile pentru care suntem astăzi de aici. Cum spuneam, sau vă spun doar câteva cuvinte vis-a-vis de ceea ce noi, ca și Minister, pe partea de politică de coeziune, coordonăm. Anul ăsta pentru România e un an foarte important din multe puncte de vedere, dar și din acest punct de vedere al politicii de coeziune, pentru că avem de transformat în facturi 6,1 miliarde de euro. Asta a fost să fie anul 2013, un an de vârf. De ce? Pentru că, sau în fine, pentru că altfel, diferența pe care nu reușim până la final de an să o transform în facturi, se va pierde în mod automat pentru România. Este foarte greu, mulți spun că este foarte, că este imposibil, dacă să ne uităm la ceea ce s-a făcut în anii trecuți, până în 2012, în aprilie, și încă o dată nu spun cu niciun fel de is politic, dar asta este realitatea. În aprilie 2012, 7,4% era absorpția pe fondurile europene, astăzi este peste undeva la 17%. Nu este ușor, este chiar foarte complicat. Eu țin să susțin și să-mi propun ca obiectiv, până la final de an, să ajung undeva la 50%. Este greu de crezut. Puțin lume mă crede. Multă lume mă declară ca fiind un optimist incurabil. Dar mulți au spus și îmi place acest lucru, că spun că sunt un optimist sincer. Adică chiar cred în ceea ce spun. Și realist pentru că sunt un om de sistem. 91 la Administrația Publică Centrală și știu ce spun atunci când spun că se poate. E adevărat, administrația din România răspunde greu schimbării. Este un sistem care, din păcate, reacționează foarte reticent la orice fel de schimbare, la orice fel de soluție pe care o propunem în sistem pentru schimbare. La orice fel de idee, sigur sunt 7-8 în jur care spun că ori nu e bine, ori că... În fine, orice altceva decât să susțină acea idee. Deci 6,1 miliarde de euro este ținta pentru România în acest an. Pe de o parte. Pe de altă parte, este un an important și pentru faptul că trebuie să clădim, să gândim sistemul pentru următorul cadru financiar, care începe de ianuarie 2014. Pentru că avem 21,8 miliarde de euro de cheltuit. E o sumă, sau pare o sumă foarte mare. Dar când am stat cu ceilalți colegii mei de cabinet să alocăm aceste sume pe sectoare, vă spun, discuția a fost foarte dură, pentru că fiecare ministru, desigur, cerea pentru sectorul pe care îl coordonează o sumă cât mai mare. Deci o sumă foarte mică, când vedem sau când discutăm de ceea ce România are nevoie să financeze. Este extrem de mică. De asta este foarte important să gândim foarte bine acest nou cadru financiar. Și, pe de-o parte, să punem banii în acele proiecte care vor avea, într-adevăr, pentru economie, valoare adăugată adevărată. Acolo unde România are față de cealaltă state din preajmă un adevărat sau un real avantaj competitiv. Și e foarte important ca toate aceste politici europene, de coeziune, agricolă comună, de pescuit și mai departe, să fie, să se completeze reciproc vis-a-vis de ceea ce vom finanța. Adică în sensul de a completa ambele sectoare, dar să vedem noi ce finanță pe politica de coeziune să vină în sprijin și în dezvoltarea a ceea ce se finanțează în cadrul Ministerului Agriculturii. M-aș referi doar la sistemul de irigat, pentru că știți foarte bine, noi am sau la discuțiile legate de irigații, pentru că noi, în ultima perioadă, am împărțit discuțiile în trei.
partea legată de corectarea legislației din trecut, partea legată de personal, pentru că este extrem de greu de la 5.000 de oameni în sistem să ajungi la 1.500 și un specialist să aibă grijă de 4 stații, mi se pare complicat și trebuie să acestea sunt lucruri care noi căutăm să le corectăm. Sunt chestiuni legate de buna funcționare, așa cum putem să o facem astăzi cu resursele financiare pe care le avem la dispoziție și știți foarte bine această revizie pe care noi am gândit-o ca fiind un serviciu pe care urmărim să-l ducem cât mai aproape de producători, pentru că ei au nevoie de acest serviciu la standarde de calitate. Apoi, este chestiunea legată de diminuarea acestor costuri pe care ANIF-ul a înțeles să le facă, că statul român a decis să facă lucrul ăsta pentru producători. Apoi, sunt chestiunile legate și vreau să vă reamintiți de ele de exploatare, pentru că noi n-am avut posibilitatea, datorită legislației din trecut, noi n-am avut posibilitatea nici măcar să dăm cu o cârpă pe un motor din stație și am corectat lucrul ăsta. Am corectat chestiunile legate de desecare și de utilizarea, haideți să spunem, a componentelor din aceste sisteme, dar am gândit și ceea ce vrem să facem în perioada următoare, pentru că sunt tot mai multe discuții legate de ce se întâmplă cu sistemul de irigare și cu infrastructura principală. Eu cred că trebuie să avem și să fie un sistem unitar de care discutăm. Și vă dau un exemplu cu cifre. Am avut 1917, dacă nu mă înșel, stații predate, organizații profesionale. Funcționale mai avem 514. Și le-am predat gratuit. Tot dumneavoastră, producătorii, ați venit și ne-ați spus, domnule, haideți să luăm măsuri să nu se mai întâmple astfel de evenimente. Și am spus, în perioada următoare am modificat legislația ca infrastructura principală, așa cum și celelalte state europene responsabile, Italia, Franța, Spania, Portugalia, au infrastructura principală în proprietatea statului. Urmând ca celălalt, infrastructura secundară, stabilare, noduri hidrotehnice, astea să fie SPP-urile, să fie în proprietatea partenerilor privați. Asta am făcut, asta am corectat. Și am mai spus un lucru, trebuie să protejăm infrastructura principală. Trebuie să protejăm investițiile pe care le facem în sector, pentru că avem un exemplu trist. Sadova, Corabia, unde noi am dus 38 de milioane de dolari în acest sistem, am predat la 7 OUI-uri și astăzi nu mai există un cui acolo. S-au irigat anul trecut, ca să aveți dumneavoastră la o cifră de mărime, dintr-un sistem de 74.000 de hectare, s-au irigat 200 de hectare. N-a existat nicio măsură ulterioară să constatăm că putem să preluăm înapoi ceea ce am predat cui? Unor organizații care probabil nu și-au făcut datoria și, mă sigur, nu și-au făcut datoria acolo. Și am corectat prin acest 10%. 10% ăsta reprezintă, de fapt, o responsabilizare, pentru că ca și ordine de mărime. Sunt sisteme care plătesc 21 de lei. Eu nu cred că 21 de lei, ajungând la 200 de mii de lei, acea garanție este o povară atât de mare pentru cei care vor să preia pe federația organizației utilizatorilor de apă și să îl mențină în exploatare. Și am mai spus un lucru. După 5 ani de zile, dovediți că ați făcut investițiile și că ați utilizat sistemul, îl păstrați în proprietate și vă dăm înapoi și garanția. Cred că n-am făcut un lucru rău. Deci ăsta este un lucru pe care producătorii l-au solicitat. Pe de altă parte, discutăm de modul cum reacționăm în perioada următoare și ceea ce vrem să facem. Nu ne-am oprit numai la Sirep Bărăgan. Spunem, domnule, asta e capătul de linie și asta vrem să facem. Noi am discutat de legea zonei irigabile în care poate acest exces de apă în perioadele bune ale anului să putem să-l strângem, să putem să avem acele captări care să ne permită utilizarea lor în perioada următoare, atunci când există, când se întâmplă fenomene, incidențele de secetă. Și am mai spus un lucru, domnule, trebuie să facem și o zonare a culturilor, pentru că dacă noi ne vom duce cu plante consumatoare de apă în zonă cu resursă limitată de apă, atunci clar avem niște probleme. E bine, le ducem, dar costurile vor fi mult mai mari. Astea au fost preocupările noastre în mare legat de ceea ce înseamnă sistemul de irigat. Ceea ce am modificat la solicitarea dumneavoastră și în concordanță cu ceea ce se întâmplă în Europa. Atâta timp cât e complicat să explici unui francez sau unui german care nu are secetă, că ai nevoie în sistem, că trebuie să introduci bani în sistem. Și am venit și am făcut-o. Amintiți-vă că anul trecut noi am introdus pe măsura 1.2.5 modernizarea sistemului de irigat, am introdus cu alocările precedente plus
ce am făcut 2012-2013, aproape 100 de milioane. Eu cred că este o sumă, 100 de milioane de euro, este o sumă consistentă introdusă în acest sistem. Și mă opresc aici cu ceea ce înseamnă sectorul de irigat, pentru că este foarte mare. Lucrăm la un master plan acum, care să îl punem pe masa decidenților în perioada următoare, astfel încât să-l vede și dumneavoastră, să putem să le corelăm și să avem o gândire pe o perioadă mai lungă de timp și să nu ne oprim numai la chestiuni punctuale, pompieristice, astăzi și ce vom face mâine, ci ce vom face pe o perioadă mai lungă de timp. Al doilea lucru important este cel legat de fondul mutual. Crearea acestui fond mutual este practic instrumentul cel mai bun, ceea ce s-a întâmplat de la Revoluție încoace. Dar este fondul mutual al producătorilor. Este o componentă care vine din partea europeană și din partea statului român, cei 65 de eurocenți dintr-un euro, urmând ca 0,35 să fie componenta privată. Administrarea acestui fond este realizat de către producători. Nu are nicio treabă statul în a conduce acest fond. Ce rezolvă acest fond? Trei riscuri majore. Un risc de piață, adică volatilitatea foarte mare a prețurilor care se întâmplă și o vede și dumneavoastră și nu ai o predictibilitate a afacerilor cu o perioadă de timp determinată. Pe de altă parte, este o chestiune legată de riscurile boli, plantele animale și nu în ultimul rând, incidentele climatice. Seceta, înghețul târziu, înghețul timpuriu, riscuri care nu sunt asigurate de către companiile de asigurare. Apoi, este o chestiune legată de plățile directe, pentru că știți bine că 2014-2020 alocările sunt de 19 milioane, vorbesc de sectorul agricol, dintre care 6 sunt pe pilonul 2 pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, iar restul pe plățile directe. Ca și componentă importantă aici, cred eu că trebuie să ne axăm pe atragerea acestor bani. Bine, pilonul 1 se realizează într-un procent foarte mare și știm foarte bine acest lucru, că, de exemplu, anul trecut a fost 99,75% atrași pe ceea ce înseamnă pilonul 1, pilonul 2 cu anumite probleme, dar oricum stă mai bine decât ceea ce s-a întâmplat în celelalte ministere. Ce este important de știut aici este faptul că pe aceste plăți directe putem să răspundem preocupărilor producătorilor cu privire la proteaginoase, cu privire la plantele care trebuie să înlocuiască și care să permită o rotație corectă astăzi în fermele noastre, să nu rămânem doar cu trei culturi și să venim cu altele, pentru că ele vor reprezenta o măsură de înverzire. Introducerea în cultura acestor plante va permite accesarea acestor plăți directe cu quantumul maxim. Un alt lucru care tot punctual vreau să mă refer la el, este cel legat de vânzarea terenului către persoane fizice străine. Deci cei care nu sunt cetățeni români, dar au rezidență, sunt cetățeni europeni și au rezidență în România. În discuțiile pe care am avut cu producătorii, noi am mers pe acea propunere, spunem noi, europeană, ca să putem limita, că discutăm de persoane fizice care achiziționează teren. Deci persoane fizice care, teoretic, ar trebui să-și administreze acea exploatație și nu să angajeze specialist sau să dea în administrare să folosească un fond speculativ. Știți bine că discuțiile la ora actuală sunt cele legate de participarea statelor la a se asigura resursa de hrană. Și atunci, investițiile pentru agricultură sunt ok, dar să nu ducă către acele fonduri speculative și către aceea capacitate a statelor bogate de a-și asigura propria hrană în detrimentul celorlalți. Uitați-vă că se întâmplă și la noi lucrul ăsta. Doamnelor, domnilor, cu aceste declarații punem punct aici emisiunii de astăzi. Ne revedem joia viitoare la ora 18:40 la o nouă emisiune Față în Față.